puteți reveni pe canalul Kidolz. Astăzi am să fac partea a doua din Q&A-ul legat de cărți. Deci haideți să începem pentru că mai am de răspuns la câteva întrebări. Tot de la păpuși simpatice care mi-a mai pus câteva întrebări la care am răspuns și în partea întâi sau în prima parte, mai am încă o întrebare. Care este volumul tău preferat din Narnia? Am două volume preferate. Al doilea volum, adică Leul Vărâtăreaș și Șifonierul. Și al patrulea volum, Prințul Caspian sau Prince Caspian, cum vreți voi să ziceți. Q-Dolls B Channel sau B Channel. Care este cartea cu cele mai multe pagini pe care ai citit-o? Cred că cea mai groasă carte mea din bibliotecă este Harry Potter și Păcalul de Foc. Este singura carte Harry Potter pe care o am, care are 789 de pagini. Dar nu am citit-o, deci nu pot să zic că am citit-o, deci nu se pune. Dar o carte pe care am citit-o, nu știu, recent, da, este Fangirl de Rainbow Rowell de la Young Art. Cred că are 500 și ceva de pagini, nu mai țin minte exact, dar cred că este cam cea mai lungă. Pentru că am și Regina Roșie, care are 600 și ceva de pagini, adică al treilea volum, Colivia Regelui. Deci, da, dar totuși am mai întrebat pe care am citit-o, deci este Fangirl, dar am și mai lungi. Că ai scris vreo carte, păi mie îmi place foarte mult să scriu și am scris, nu pot să zic că am scris o carte, dar nu știu dacă chiar am scris, adică am scris-o, dar nu am să o public pentru că este, nu știu, pot să zic că nu prea îmi place extrem de mult, dar îmi place foarte mult să scriu. Acum scriu o carte din nou, adică îmi place extrem de mult să scriu și scriu în timpul meu liber. Carte pe care am terminat-o și pe care nu am să o public, doar rămâne așa pentru mine scrisă într-un caiet, am numit-o Călătorie spre Imaginarium, iar cartea pe care o scriu în prezent are, nu știu, am scris foarte puțin din ea, am început-o săptămâna trecută, am scris în jur de 30 de pagini. Ideea este că nu știu cum se va numi, pentru că de obicei și la cealaltă carte am dat numele după ce am terminat de scris. Ileana, chiar ți-ai dori să ai propria ta carte? Da, mi-aș dori și sper ca cartea pe care o scriu în prezent să-mi placă și să ajungă să fie publicată, nu știu. Care este cartea ta favorită? Am mai spus, ai cărți cu Harry Potter? Din păcate am o singură carte, adică Harry Potter și Păcalul de Foc, dar am să le cumpăr și pe toate celelalte, adică celelalte patru volume care au mai apărut, adică Harry Potter și Piatra Filozofală, Harry Potter și Camera Secretelor, Harry Potter și Prizonierul din Azkaban și Harry Potter și Ordinul Phoenix. Dar am să cumpăr și Harry Potter și Copilul Blestemat. Iar când vor apărea și Harry Potter și Prințul Semipur și Harry Potter și Talismanele Morții de la editura Arthur, am să le cumpăr și pe acelea, pentru că dacă sunteți fan Harry Potter, știți că știți că nu au apărut încă. Elisa Maria, ai citit cartea Ion Luca Caragiale? Există o carte care se numește Ion Luca Caragiale? Nu știu, am citit cărți de Ion Luca Caragiale. Ai o bibliotecă, un raft plin de cărți. Nu e chiar o bibliotecă, adică le țin pe un optier. Nu știu, e ciudat de explicat, dar o să am în curând o bibliotecă. Ai făcut vreodată o carte? Păi da, am și terminat una, acum scriu alta. Cum se numește cartea ta preferată? Am mai spus de multe ori. Sunt mai multe, deci da. Salută-mă, mă cheamă Eliza. Bună, Eliza. Ok. Adriana Marginian, ai făcut măcar o dată un maraton de citit? Nu. Pentru că am un plan să fac vara asta, pentru că pe parcursul școlii nu am timp să citesc atât de mult. Care este cartea care nu îți place, deși o ai? Nu prea. Mă gândesc așa la cărțile mele, dar nu știu. Nu, îmi plac toate. Ok. Hashtag Shadow. Ai citit cartea Cometa în Momiladia? Nu. Sorry. Nu am citit-o. Și se pare că... Atât? Ok. Astea au fost toate întrebările. Nu știu de ce aveam așa impresie că sunt mai multe. Dar oricum, mulțumesc că mi-ați lăsat
atâtea întrebări. Au fost foarte multe, vă mulțumesc tuturor care mi-ați lăsat. Și da, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru a vedea mai multe videoclipuri, apăsați pe clopoțel ca să fiți primii care vizionează videoclipurile mele viitoare și cam asta a fost tot. Ciao sau bye!